Ploieștenii creștini ortodoxi au sărbătorit astăzi, la 50 de zile după Paște, Rusalile, adică pogorârea Duhului Sfânt, unul dintre marile praznice împărătești ale Mântuitorului. Ploieștenii au lăsat deoparte grijile zilnice și au venit la biserică. În planul său dumnezeiesc a gândit să facă această revelație, să cunoaștem mai bine în istorie pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și vedem încă de la Buna Vestire că îi se spune Fecioare Maria, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri și pruncul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Sunt Rusalile, Doamnă, și am venit cu mama care are 96 de ani și știam că nu este așa de multă lume cât a fost ieri. Este foarte importantă și ce pot să vă spun, de câte ori am prilejul, vin și mă rog bunului Dumnezeu. Potrivit tradiției, în ajunul rusalilor se țin moșii de vară. Se crede că sufletele morților, adică moșilor, după ce părăsesc mormintele în Joia Mare, se preumblă printre cei vii, înapoiindu-se la locul lor în ajunul rusalilor. În biserici se aduc și astăzi ramuri verzi de tei sau de nuc, care se binecuvântează și se împart credincioșilor, acestea simbolizând limbile de foc ale puterii Sfântului Duh.